mai ales că nici nu este vorba de o mare tradiție în fotbalul armean. Au fost câteva rezultate cei drepte mil, însă lăudabile. Dar Stoichiță a reușit să bată Irlanda de Nord și acasă și în deplasare. Dar ce vreau, o dovadă mai mare decât faptul că la meciul echipei naționale stadionul este 3 sferturi gol. Așa asta este. În condițiile în care totuși Armenia e, în Armenia nu este offside. Iată-l pe Marica. Marica și este gol! Primul gol al lui Marica pentru echipa națională. 1-0, doamnelor și domnilor. Marica, plecat de la limita offside-ului, a reușit să îl învingă pe portarul advers. Nu este offside, am văzut pe această reluare. Un șut din marginea careului, e drept și cu largul concurs al portarului camerunez. Cred că Paraschiva a dat pasa. Foarte bună pasă, foarte bună și demarcarea lui Marica. I-a trecut pe sub bună lui Edela Pete. Te interesează mai puțin însă. Sigur, Marica a pus el o trezărire, a crezut că a ratat. Experimentele să nu scapă de sub control. Nu cred că e bine să ne angrenăm în acest joc dur al gazdelor. Lovitură de la colțul terenului pentru gazde. Iată-l pe Neaga revenind în luptă. Corner bătut la colțul scurt și... Este gol! Este gol! A marcat Keren Dokoyan, numărul 3. Ce execuție! Nu cred că mai prinde un șut ca asta. Dohoian prinde un șut de excepție. E imparabilă.